prea cucernici părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Săptămâna aceasta care a trecut, în data de 5 iunie, s-au împlinit, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, 25 de ani, un sfert de veac, de când acest grup pe care îl vedeți aici, la care s-au mai adăugat doi preoți care n-au putut să vină astăzi, am fost 7 care am pus temeliile și am făcut Mitropolia Ortodoxă a noastră cu sediul la Nuremberg, condusă astăzi de Marele Preasfințit Serafim, același pe care l-am înscăunat. Eu spun înscăunare și nu intronizare, că intronizarea o fac numai rege și împărații. E înscăunarea în scaunul de arhiereu, aici, tot în cadrul parohiei noastre. De data aceea, noi slujeam într-o biserică evanghelică, în biserica Sant Lucas, de pe malul Izarului, în partea stângă a Izarului. Acolo au fost o mulțime de români și și străini. Delegația română a fost condusă de actualul patriarh, Daniel. Era atunci mitropolit al Moldovei. De actualul mitropolit al Moldovei, Teofan, care atunci era episcop vicar la Patriarhie, de înalt preasfințitul, care era sărbătoritul și instalat, peste 60 de preoți au fost atunci și peste 1000 de credincioși. A fost un eveniment cu adevărat istoric, unic, care ne-a adus atâta bucurie în sufletele noastre, pentru că ne-am văzut o povară foarte mare pe care noi am avut-o, majoritatea dintre noi, de fapt toți cei care suntem aici. Vreau să știți că toți am plecat, am fugit din țară. Toți. Înainte de 89. Înainte de evenimentele din 89. Fiecare e pe calea lui. Fiecare pe versantul lui, sătui până la maximum, fiecare acolo unde ne-am desfășurat activitatea, de ceea ce era în țară, la ora aceea. Cei mai tineri nu aveți de unde să știți. Și nici bine nici să nu știți. Poate. Prin ce am trecut unii dintre noi. Nu toți. E adevărat. Dar unii dintre noi și care am avut ambiția nebunească, aș spune eu. Da. Aveți aici 5 nebuni. Mă iertați că spun. Cred că nu se supără. Puneți între ghilimele cuvântul. Cred că nu se supără colegii mei când spun aceasta, pentru că noi înșine, câte ori am stat de vorbă unii cu alții, am spus. Cred că am fost un gram de nebunie când am venit atunci. Să ne lăsăm copiii acolo și să venim noi aici și să-i lăsăm pe mâna altora. Dar Dumnezeu are planurile Lui. Are rânduiala Lui. Și îl împinge pe om din spate și îngerul îl cheamă din față să meargă acolo unde are Dumnezeu misiune cu fiecare dintre noi. De aceea acum trăim bucuria și mulțumirea sufletească că n-a fost nebunia noastră, numai nebunia noastră, ci a fost chemarea lui Hristos puternică, de așa natură încât nouă ni s-a părut că suntem nebuni. Să ne lăsăm țara, să ne lăsăm părinții, să ne lăsăm locuință, să ne lăsăm serviciu. Soția părintelui Alexandru era medic în țară. A celorlalți erau învățătoare, erau asistente medicale, erau cu situații. Și totuși,
bunul Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu, ne-a îndemnat pe toți să plecăm și să venim după turmă. Pentru că era o turmă aici care nu avea suficienți preoți. Erau câțiva atunci. Și oameni vrednici. Cu această ocazie chiar vreau să-i aduc mulțumire că e în ceruri acum Părintele Dumitru, popa de la Freiburg, care ne-a primit pe toți. Fiecare dintre noi, când am venit, i-am cerut bunăvoința și ne-a dat binecuvântarea și ne-a dat scrisoare și ne-a trimis pe unul într-o parte, pe celălalt într-altă parte. Fiecare și-a găsit un loc. Părintele Alexandru Pop mi-a fost și coleg de facultate. E mai mic un an ca mine. Ne-am cunoscut din țară. Am cunoscut și pe fratele. Părintele este la Aachen. Când a venit cu doamna, s-a dus direct la Aachen. Părintele Mitu Lazăr este la Köln. M-am prezint ca să știți de unde vin. Părintele Alexandru Câmpianu este mai aproape de noi, la Regensburg. Eu l-am primit în Odeonsplatz cu domnul profesor Nagacevski când a fugit în 88 a venit de țin. Și se întreba unde să meargă. Și am spus, dragul meu, nici eu n-am luat. Nici eu nu știu unde să rămân. Era vorba să plec în America. Am spus, uite, du-te la Regensburg. Și la Regensburg a rămas. Până astăzi, iată de 30 de ani. 31. Părintele Liliu de Răban, de la Turda, vine tot din zona noastră, așa, cu doamna învățătoare, profesoară de engleză și germană. Iată, nemțoaică. A venit mai ușor decât noi. Pentru că dânsa este, doamna Brigitte este nemțoaică de origine, țățoaică, cum să spunem noi, din Ardeal. Prin urmare, iată, dragii mei, acesta e nucleul. Nucleul care, văzând haosul care era atunci, aici, văzând și dorința extraordinară a credincioșilor săraci, că nu era cine, erau ca și niște pui de pasăre alungați și dintr-un loc într-altul. Și aveau nevoie de un preot, de un duhovnic, de un om care se imobilizeze, se adune la un loc în jurul Bisericii lui Hristos. Și așa am făcut fiecare dintre noi. Prin urmare, noi ne numim, și așa vrem să rămânem, preoți misionari. Preoți de exil, preoți misionari, preoți care am îndrăznit. Că așa ne-a spus Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și noi am îndrăznit. Chiar cu riscul vieții de multe ori. De aceea am ținut că acum, la împlinirea 25 de ani, dragii mei, și mai ales că se apropie și momentul în care eu voi pleca înapoi în țară, acești dragi colegi de-ai mei, cărora le mulțumesc că m-au onorat cu prezența, i-am chemat astăzi să facem o slujbă frumoasă. Să ne rugăm împreună, așa cum ne-am rugat pentru prima dată la Caterina de Siena, o mănăstire catolică care ne-a ocrotit și Părintele Alexandru atunci ne-a convocat pe toți și acolo ne-am adunat și am stat 3 zile și am pus bazele acestei mitropolii. Sigur că a durat după aceea, asta a fost din 24 ianuarie 1990. Din 24 ianuarie, de ziua Unirii Principatelor, noi am fost la Heidelberg și am făcut parastas după Alexandru Ioan Cuza, pentru că el acolo a murit. Și atunci s-a lansat, de fapt, ideea aceasta că noi avem nevoie de o structură aici și să ne aranjăm într-un fel canonicitatea noastră și să ieșim și noi lumea. De acolo, din 90 până 94, când l-am intronizat, când l-am înscăunat pe înalt preasfințitul, au fost 4 ani de zile de luptă, de alergare și de jertfă multă. Foarte multă jertfă. De aceea am ținut ca acești colegi dragi ai mei, sufletului meu și vor rămâne, așa cum spunea Părintele Alexandru, să ne întâlnim la ușa Raiului, așa cu toții, sperăm să ne primească Bunul Dumnezeu în dragostea Lui și în brațele Lui părintești. De aceea am ținut să fie astăzi aici. Eu le mulțumesc din suflet
și sfințiile lor și doamnelor preoteze, că au venit fiecare cu preoteasa, așa le-am cerut să vină, fără preoteasă nu mai mergem nicăieri de acum înainte. Da. Nici până acum n-am fost, să știți. Că de aceea, iată, anul ăsta se împlinesc la unii 50 de ani de căsnicie, fericită și binecuvântată de la Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, credincioșilor mei și oaspeților care ați venit, vă mulțumim că ați onorat astăzi pe acești preoți minunați, pe acești eroi, îi numesc eu, așa, al exilului românesc, pentru că împreună am făcut ceea ce se vede astăzi. Astăzi în mitropolie sunt peste 150 de preoți, de la 7. Vă dați seama ce miracol? Ce miracol! Și mitropolie cu organizare, cu structură, iată, în München se face a doua biserică, avem noi aici biserică, sfințiile lor slujesc fiecare în biserici, luate de la catolici sau de la altcineva și slujim cu toții lui Dumnezeu pentru noi și pentru dumneavoastră și pentru țară și pentru fiecare dintre noi. Aici ne adunăm cu toții, cu sufletele noastre, cu bune și cu rele, toate le lăsăm aici la picioarele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Eu le mulțumesc din suflet, vă mulțumesc tuturor și dați-mi voie să vă propun să le cântăm la mulți ani, ca după aceea Părintele Pop, în numele tuturor preoților, să spună câteva cuvinte către dumneavoastră. Vă rog.